Iubiți frași și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este prima parte a versetului 7 din 1 Petru, capitolul 2. Deci 1 Petru, 2 cu 7, partea 1 a versetului 7. Și aici cuvântul Domnului spune așa. De aceea vouă, care credeți, el vă este prețios. Amin. Sigur că, așa cum ați putut să auziți și ați urmărit textul pe ecran, citirea am făcut-o din nou din traducerea Fidela, care urmează structura traducerii grecești și cuvintele pe care le folosește sunt cuvinte care exprimă mai direct vocabularul grecesc asupra ceea ce Sfântul Apostol Petru și în pasajul acesta vrea să ne comunice în legătură cu Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Și Petru a primit în mintea și în memoria lui, din partea Duhului Sfânt, un mesaj, un gând care îi urmărește pe oameni de când încep să priceapă lucrurile. Și anume, ne place să avem lucruri frumoase, să avem lucruri scumpe, să avem lucruri prețioase. Nu ne plac lucruri de nimic, lucruri slabe. Fiecare, cât de simplu este și cât de necăjit ar fi, dorește să aibă ceva bun. Ceva de valoare. Și sunt oameni care au avut lucruri bune, lucruri valororoase și n-au știut. Am citit cel puțin despre 3, 4, 5 cazuri în care oamenii și-au pus afară la vânzare lucrurile din casă. Pentru că s-au săturat de ele și li s-a părut că nu mai au nicio valoare. Au venit cumpărători, trecători și, de exemplu, în, în, într-un caz din acesta, unul dintre cei ce au venit să cumpere, i s-a părut interesant un tablou vechi. L-a cumpărat cu, cred că, 10 dolari. Și pentru că avea ochi pentru valoare, l-a dus la expertiză. Și era un tablou de marele pictor holandez, Van Gogh, nu a fost neam cu mine, să nu credeți, așa că n-am moștenire de la el. Și tabloul a fost valorat de la 10 dolari la... 19 milioane de dolari. Cred că e un salt destul de frumușel, nu? Valoare mare. Lucruri prețioase. Și atunci Apostolul Petru spune, dacă tot doriți ceva prețios, cel mai prețios lucru pe care îl puteți avea este să trăiască Hristos în voi. De aceea, vouă care credeți, El vă este prețios. Mesajul meu în această seară se intitulează Hristos cel mai prețios. Hristos cel mai prețios. Și ne vom uita în această porțiune de verset la trei gânduri care sunt foarte evidente se pot observa dacă dăm atenție cuvântului și gândurile acestea sunt gânduri profunde despre persoana Domnului Isus Hristos și despre raportul nostru față de această persoană sfântă, scumpă, prețioasă. Și primul lucru pe care ne spune Apostolul Petru este tocmai acesta, prețiozitatea lui Hristos. De aceea vouă care credeți, El vă este prețios. El vă este de valoare. El vă este comora cea mai mare. De ce este așa de prețios Iisus Hristos? Pentru multe lucruri. Am să-i număr 4-5 în seara aceasta pentru ca să ni se deschidă mintea și să vedem ce avem noi, ce posedăm noi de lumea nu are, ce lucru valoros avem noi, lucru prețios. Îl avem pe Isus, dar de ce este El prețios? Primul, gândiți-vă la următorul lucru. În raport cu neprihănirea lui Dumnezeu, în raport cu sfințenia lui Dumnezeu, în raport cu autoritatea lui Dumnezeu și în raport cu datoria noastră față de El pe care trebuia să-l ascultăm. Am căzut în păcat și am căzut toți. Prin părintele nostru, Adam, am căzut toți în păcat. Așa cum va spune psalmul. Și așa cum va vorbi Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel în Roman, capitolul 3, că -și toți au căzut în păcat. Nu este niciun om neprihănit sub soare, nici unul. Și atunci a venit o sentință împotriva noastră. <coughs> Sentința a fost aceasta. Pentru că mi-au întors spatele, mie creatorul lor <coughs> și tatăl lor, Domnul care le poartă de grijă, hotărârea mea pentru toată omenirea este iazul de foc și de puceasă, moartea veșnică. Și când această hotărâre a fost rostită, a venit unul ca noi, dar fără de păcat. Și numele Lui a fost Isus Hristos și este Isus Hristos. A venit și s-a interpus între noi și Dumnezeu și a zis, Tată, eu știu că este drept să moară toți, să fie aruncați în iazul de foc și de pucioasă tu ești drept și sfânt. Dar, lasă-mă să mor eu în locul lor. Și ei să trăiască etern, lângă tine, lângă mine, lângă Duhul Sfânt. Pentru că murind eu în locul lor, se plătește tot păcatul lor, tot păcatul omenirii. Și vom putea să răscumpărăm pe toți aceia care vor crede în dragostea ta, în jerfa mea și în puterea lucrării Duhului Sfânt în viața lor. Și Tatăl a acceptat și a primit prețul acesta. Te întreb, nu este Iisus prețios făcând lucrul acesta pentru tine? A murit în locul tău. A murit în locul meu. Ce poate fi mai de preț decât viața? ce poate. De aceea vouă care credeți, El vă este prețios. prețiositatea Lui constă în faptul că în primul și în primul rând a purtat păcatul meu și al tău, a purtat păcatul nostru și a murit în locul nostru, a luat pe deapsa asupra Lui pentru ca noi să devenim din nou copii Lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Apoi, el este prețios numai pentru că a purtat păcatul nostru și a murit în locul nostru. El este prețios pentru felul în care se raportează la noi de atunci de când am devenit copiii lui. Am să vă pun o întrebare, nu vă pun să ridicați mâna în sus, pentru că primul trebuie să o ridic eu. Câți dintre noi de când ne-am întors la Domnul? de când am devenit copiii Lui, chiar de când ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, câți n-am mai păcătuit de atunci? nu e așa că toți am păcătuit? Toți am păcătuit. Și Domnul putea din nou să se răzbune pe noi, dar El se raportează diferit la noi. Și cuvântul Domnului, dacă îl citiți cu atenție, în psalmul 103, spune, cum se îndură un tată de copiii lui. Așa se îndură Domnul Dumnezeu de noi, din picină Domnului Isus Hristos. El nu ne face după fără de legile noastre și nu ne pedepsește după nelegiuirile noastre. Că știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână, de aceea se raportează la noi cu bunătate cu un de lungă răbdare, cu milă, cu iertare, cu binecuvântare, ne ridică iarăși. O glorie Domnului! Cum să nu fie prețios lucrul acesta pentru tine și pentru mine? Este în persoana lui Isus Hristos acest adevăr. Al treilea lucru care îl face prețios. El este cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Și este bine să fii prieten cu cel mai tare. Cu cel mai puternic. Pentru că vrem un vrăjmaș de moarte al sufletului nostru. Pe satana, pe diavolul, cu toți demonii lui care în putere este mai tare decât noi. Dar având în noi pe Isus Hristos, numele Lui care e mai presus de orice nume, când este văzut în noi și când este văzută peste noi pe ceta sângelui sfânt al lui Iisus Hristos, așa cum am cântat, te încearcă într-una, dar îl biruiești și el pleacă atunci rușinat. Isus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Și tu și cu mine avem nevoie de această putere ocrotitoare. Avem nevoie de această putere vindecătoare. Avem nevoie de această putere care să fie în noi să fie cu noi și să fie pentru noi. Este o putere extraordinară, dar El nu este împotriva noastră cu puterea aceasta, ci este pentru noi cu puterea aceasta. Este prețios Isus? Este. Este. Patru. El este prețios pentru că ne-a făcut o promisiune prețioasă. Și anume, să fie cu noi în fiecare zi nu împotriva noastră în fiecare zi, să fie cu noi în fiecare zi. De ce credeți dumneavoastră că spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8? Și dacă Domnul este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Dacă Domnul Isus Hristos este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Chiar dacă sunt neînțelepți, cum este și cel rău, și sunt și au fost oameni neînțelepți și s-au ridicat împotriva bisericii, împotriva copilului Dumnezeu. Cel ce ne poate ocroti de cel rău și de orice rău este Isus Hristos și o face în fiecare zi, în fiecare zi. Crezi că a fost astăzi Isus cu tine? Poți să-ți dai seama că a fost cu tine? Dacă nu era cu tine, mai erai tu, poate, în picioare? Când își trage El mâna, cuvântul Domnului spune într-unul din psalm, totul suferă. Totul suferă. Animal, om și plante. Pământul geme. Când își întinde El mâna, totul se satură. Domnul a fost cu noi și astăzi. Am avut pâine, am avut mâncare pe masă, am avut mila Lui, am avut îndurarea Lui. Pentru că nu meritam să stăm în picioare, să trăim, dar El a fost cu noi și a mijlocit pentru noi în fața Tatălui și astăzi. Și a spus, Tată, ăștia sunt cei pentru care am murit eu. Mai rabdă -i. Mai iartă mai îndurăte de ei, ridică-i și acum, pentru că eu stau chezaș pentru ei. Și apoi este un al cincilea lucru pentru care el este prețios și pe care vreau să-l menționez, dar dumneavoastră puteți să aduceți un număr infinit de argumente pentru prețiozitatea lui Isus Hristos. Cel de-al cincilea pe care eu vreau să-l menționez este. El este prețios că vine iarăși. Vine iarăși. De ce? Ca să ne ducă să fim cu El, să nu mai fim aici, pe pământ, în carne și oase, să avem un trup de glorie, un trup transformat și să moștenim tot ce are El. Pentru că așa a spus El, tot ce mi-a dat mie Tatăl este al Vostru. Veți sta cu mine pe un scaun de Domnie pentru că veți fi copiii mei, vom fi soția mielului, vom fi cei mai privilegiați oameni din cer, ființe din cer, după Trinitate. Cei mai privilegiați, pentru că având statutul de împărați, de împărăteasă, suntem imediat lângă Isus Hristos, vom fi mai mari decât îngerii. Mărit să fie Domnul! El este prețios pentru mine. Este El și pentru tine? Iată că Isus Hristos este în adevăr ceea ce cuvântul Domnului spune. De aceea vouă care credeți, El vă este prețios. Am văzut prețiozitatea Lui. În al doilea rând să vedem persoanele pentru care El este prețios. Și uitați ce spune aici. De aceea vouă care credeți, El este prețios. Persoanele suntem noi, ești tu și cu mine. E un mare privilegiu. E un mare privilegiu. De multe ori am spus și cred că este bine să amintim ori de câte ori, cum zice Apostolul Pavel și cum spunea un proverb latin, repetitio, mater studiorum est. Repetiție este mama învățăturii. Apostolul Pavel spune, vă spun mereu același lucruri, nu mi-este greu să vi le amintesc, pentru voi este bine că nădăjdesc că să imprim în minte. Și ceea ce vreau să vă spun din nou este acest lucru. Sunt 8 miliarde de oameni pe pământ. Nu gândești tu, ca și mine, în seara aceasta, că E un mare privilegiu din 8 miliarde, tu și cu mine să fim oamenii care să credem în Domnul Iisus Hristos, să ne fi fost revelată mântuirea Lui și îndurarea Lui, dar cine suntem noi? Persoanele pentru care El este prețios suntem noi cei care credem în El. Sunt membrii Bisericii Lui Hristos, sunt oamenii care iubesc Cuvântul Lui și oamenii care își îndreaptă viața după Cuvântul Lui Dumnezeu. În seara aceasta te întreb și întreb și pe cei cine urmăresc pe internet, fie direct, fie indirect, reluând mesajul, este Iisus prețios pentru tine? Este el prețios pentru casa ta? Câte cinste îi dai? Un lucru prețios nu-l pui într-un colț întunecos. Dacă pentru tine el este prețios, trebuie să-l iubești. Trebuie să-i dai cei mai buni din viața ta, cei mai buni din faptele tale, cei mai buni din slujirea ta. Abilitatea ta cea mai mare trebuie să-i o dai lui. De fapt, toată ființa ta trebuie să-i o dai. Să te bucuri că tu ești acela care ai harul să posezi un lucru atât de prețios. Hristos în voi, nădejdea slavei, o glorie Domnului. Pentru că este în tine și pentru că este în mine, avem speranța să trăim etern și avem convingerea să trăim etern și avem garanția că vom trăi etern. Și aceasta datorită Lui, datorită puterii Lui, datorită faptului că pe El Tatăl Ceresc la a rânduit să fie Mântuitorul nostru și prin El toate lucrurile capătă valoare, pentru că jerfa Lui răsfrântă peste o viață păcătoasă ca a mea și ca a ta, schimbă într-o viață sfântă, într-o viață nouă, de aceea persoanele pentru care El este prețios sunt acelea care au devenit copiii Lui, sunt acelea pentru care El a devenit mântuitorul lor. Deci prețiozitatea Lui Hristos. Doi, persoanele pentru care este prețios. Și trei, Principiul prin care El devine prețios. Care este principiul prin care Hristos devine valoros, comoara cea mai de preț? De aceea, vouă, care credeți? Care-i principiul? Credința. Credința. Fără credință, spune cuvântul Domnului, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără credință nici nu ne putem apropia de El. Fără credință nu-i putem spune Tată. Nu-L putem numi Mântuitorul nostru. Nu ne putem ruga Lui. Dacă vrei să accesezi comora cea mai de preț, să fii cel mai bogat, să fii cel mai faimos, pentru toată eternitatea. Faimos pentru că vei sta pe un scaun de domnie pe care stă Hristos, împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Dacă vrei harul acesta, astăzi îți trebuie credință. Credință în jerfa Lui. Credință în puterea Lui. Și o credință. În care trebuie să umbli din momentul în care l-ai cunoscut, și în care trebuie să închizi ochii, așa cum va spune autorul epistolei către Evrei 11 cu 13. În credință au murit toți aceștia. În credință. Nu se poate fără credință. Principiul care te face să accesezi Valoarea lui Isus Hristos, viața lui, puterea de vindecare din el, prezența lui continuă, purtarea lui de grijă. Principiul este credința. Nu credința ca o teorie, ci credința ca o convingere, ca o încredere că afară de Isus Hristos nu este nimeni să poată să-ți dăruiască viață eternă. Afară de Isus Hristos nu e nimeni care să te poată mântui. Afară de Isus Hristos nu e nimeni care te poate păstra. Afară de Isus Hristos nu este nimeni care să ți arate adevărul despre tine, despre mine, că suntem păcătoși, avem nevoie de mântuirea lui, este persoana afară de el prin fără de el nu poate să fie mântuire. Fapte 4 cu 12. Nu este dat oamenilor sub ceruri alt nume în care trebuie să fie mântuiți. Este un singur nume. Iisus Hristos. Crezi tu aceasta? Atunci ai credința adevărată. Dacă tu confuzi credința cu tradițiile în care ai crescut, și pe care le-ai învățat fără să deschizi vreodată Scriptura, te înșelă marnic. Credința care accesează comora numită Iisus în viața ta și în inima ta, credința care accesează este încrederea că sub soare, în adevăr, nu este al nume care te poate transfera din moartea în păcat la viață eternă, decât un singur nume, Isus Hristos. Glorie lui în viața noastră, glorie lui în casele noastre și glorie lui în biserica Emanuel, glorie lui în biserica lui de pretutindeni. Deci, iată ce cuvinte frumoase și profunde spune Apostolul Petru, dacă vreți, într-un jumătate de verset, chiar mai puțin de jumătate. De aceea, vouă care credeți, el vă este prețios. Vă o care credeți, El vă este prețios. Prețiozitatea lui Isus se vede în dragostea Lui pentru noi și în ceea ce a făcut El pentru noi și în ceea ce este pentru noi și în ceea ce va face pentru noi. Persoanele care au harul acesta ca Isus să fie prețios pentru ele sunt cei ce s-au născut din nou și cei ce s-au întors la Domnul Isus Hristos devenind copiii Lui. Iar principiul prin care lucrul acesta este posibil ca să te întorci la Domnul este credința care te naște din nou. Și credința aceasta izvorăște numai din această carte numită Biblia, din Cuvânt. Nu este altă formulă de a căpăta credința. Nu te naști în credință, nu ne naștem în credință, că și toți ne naștem în păcat. David va spune, în păcat m-a conceput, m-a zămislit, traduce Cornilescu, este în păcat m-a conceput mama mea. Toți ne-am născut în păcat, dar la contactul cu Cuvântul Lui Dumnezeu, va spune Sfântul Apostol Pavel. Astfel, zice Apostolul Pavel, credința vine în urma auzirii și auzirea prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Ai auzit-o Cuvântul Domnului? Dacă l-ai auzit, ai, va trebui să înțelegi adevărul, să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu, să înțelegi că ești păcătos și să înțelegi că de sub puterea păcatului și a morții nu te poate scăpa nimeni decât unul singur, Iisus Hristos prin jertfa Lui. Dă-mi voie să-ți spun ceea ce va spune apostolul Iuda în versetul 3 din Epistola Lui, care are un singur capitol. Aceasta este credința Sfinților dată odată pentru totdeauna. Nu este credința penticostală sau ortodoxă sau baptistă sau pune tu ce nume vrei acolo. Nu aceasta este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, ci credința dată Sfinților odată pentru totdeauna este încrederea după cuvântul lui Dumnezeu, că singurul care mântuie este Isus Hristos. Și odată mântuit de El, ai viață eternă și trebuie să umbli în adevărul acesta al mântuirii pe care îl cunoști prin cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog, Domnului, ca Isus să fie prețios pentru noi. Și dacă este prețios, vom iubi numele Lui, vom iubi cuvântul Lui, vom iubi pe frați și pe surori, vom iubi casa Lui și vom iubi să facem voia Lui. Și pentru că este prețios să ne păstrăm credința și un cujet curat. De ce este important lucrul acesta? Pentru că Sfântul Apostol Pavel, când îi scrie lui Timotei în a doua epistolă, îi spune, tendent fiule, fiu în credință, Timoteie, să păstrezi credința și un cuget, o gândire curată, pe care unii l-au pierdut și-au căzut din credință. Mă rog să rămânem în credință, în credința în Iisus Hristos, în credința în Cuvântul lui Dumnezeu, în credința în jerfa Domnului Isus Hristos și aceasta să facă din noi și din noi, nu numai din Isus. Isus este o comoră vie, dar dacă noi credem în El, noi la rândul nostru devenim o comoră sfântă. Așa zice Scriptura, în ziua aceea veți fi pentru mine o comoră aleasă pentru care Iisus a vândut totul și a dat viața ca să ne poată răscumpăra și să ne aibă a Lui pentru totdeauna. Doamne Iisuse, păstrează-ne Ta și ajută-ne și pe noi. Înțelepțiți de cuvântul Tău și ajutați de Duhul Tău cel Sfânt să presuim numele Tău, jerfa Ta, pentru ca să rămâi comora noastră. Amin. Ne ridicăm în picioare. Și... Meditând la Cuvântul Domnului, la simplitatea, dar frumusețea Lui. Cuvântul Domnului este adânc în simplitatea Lui, în frumusețea Lui. Să-i mulțumim, Domnule, în seara aceasta. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai făcut de cunoscut și mie mântuirea Ta. Ai născut credință în inima mea, m-ai făcut să mă văd păcătos și am putut să mă întorc la Tine. Acum, Doamne Dumnezeule, pentru că Tu ai devenit bucuria Sufletului meu lucrul cel mai depres din viața mea. Te rog, înțelepțește-mă să știu să te păstrez în viața mea, în casa mea și când va veni gloria ta să mă transfer de aici din moarte la viață eternă să pot să fiu cu tine pentru totdeauna. Amin.